Bună și bine v-am regăsit! Astăzi o să discutăm, așa cum ați văzut probabil din titlu deja, despre aceste branduri pe care le regăsim și în mall-urile din România, în care vânăm reduceri sau cumpărăm la preț întreg, bineînțeles, care ne atrag prin vitrinele lor să intrăm din când în când, pur și simplu, doar pentru a arunca un ochi și a vedea ce mai e nou. Industria de diseniu textil, Inditex, este o companie multinațională de îmbrăcăminte cu sediul în Spania, fiind cel mai mare grup de fast fashion din lume. Afacerea Inditex se concentrează pe o premisă foarte simplă: să răspundă cât mai rapid cerințelor pieței. Pentru o companie care face modă după metoda tradițională, durează între 6 luni și până la un an să introducă o nouă colecție în magazine, pe când pentru companiile de fast fashion, așa cum discutăm și de brandurile care se află sub cupola Inditex, acest timp este mult mai restrâns. Ei au nevoie de maxim 2 luni de zile ca să aducă noi modele în magazine și să le prezinte clienților cele mai noi vitrine. Amancio Ortega Gaona este cel care a construit acest imperiu, însă el depășește de mult sfera modei, extinzându-se în domenii precum cel imobiliar, petrolier, turistic, fiindcă, bineînțeles, oamenii de business știu acest lucru. Nu este indicat și nu este eficient să investești în același domeniu toți banii pe care îi ai, fiindcă aici discutăm de sume foarte mari. Și poate ca un domeniu să traverseze într-o anumită perioadă o criză, însă un alt domeniu poate să fie într-o evoluție și atunci de aceea este bine să investim atunci când avem ce investi pe mai multe planuri, în mai multe domenii, pentru a putea să avem un backup de fiecare dată dacă într-o parte, dacă într-un domeniu nu merge acel business, e posibil să avem succes în altele și să menținem un echilibru în vremuri mai dificile. Dar haideți să vedem cum a început totul sau ce a fost și ce a ajuns. Ortega, fiul unui muncitor la căile ferate și al unei menajere, începe să lucreze încă de la vârsta de 13 ani la un producător de haine din zonă, un producător local. A continuat în industria confecțiilor și la începutul anilor 1960 începe să-și creeze propriile modele. Împreună cu soția sa de atunci, Rosalia Mera, începe să creeze haine în propria lor casă. Afacerea se dezvoltă și deschide la un moment dat o mică fabrică, tot bazată pe industria textilă, care se numea GOA, acronim de la numele lui. Și ce este interesant este că și-a depășit, să spunem așa, maestrul, dacă putem să-i spunem maestru primului angajator, în sensul în care ajunge prin intermediul acestei fabricuțe pe care a deschis-o să vândă haine fostului său angajator. În 1975, cuplul și-a deschis primul magazin Zara, care vindea modele comerciale la prețuri mici. A înregistrat o creștere bruscă și anul următor, Zara a devenit o corporație, începând să deschidă fabrici în mai multe orașe din Spania. În anul 1989, lanțul număra 100 de magazine în Spania, țara natală. Iar strategia lor era una foarte simplă: să aibă control absolut, control total asupra producției, dar și lanțului de distribuție. Mai exact, un produs nu stătea niciodată pe raft mai mult de 4 săptămâni până să fie înlocuit cu un alt model. Strategie pe care, iată, că o folosesc și în prezent, deci s-a dovedit a fi una de succes, iar această strategie, bineînțeles că nu o folosesc doar ei în prezent, ci vedem că sunt mult mai multe companii de fast fashion în lume, în prezent, companii de succes, iar fast fashion-ul a devenit în sine o modă. Încurajarea aceasta a consumatorilor de a avea întotdeauna modele noi, modele diferite, de a avea haine în trend,
iar trendul până la urmă este dictat de acești mari jucători de pe piața industriei textile. Și dacă mergem un pic mai în spate, este preluat de la marile case de modă. Adaptat un pic, dar întotdeauna modelele se schimbă, sunt modele noi și este încurajat, din păcate, acest consumerism. În 1988, compania se extinde dincolo de granițele țării, deschizând primul magazin în Porto, Portugalia, și 2 ani mai târziu intră pe piețele din Statele Unite și se extind și în Europa. În 1991, compania creează Pull&Bear. Inițial, acest brand se adresa bărbaților și producea îmbrăcăminte casual, dar doar pentru bărbați. Mai târziu, în acel an, compania a achiziționat o cotă de 65% din ceea ce era pe piață la acel moment Massimo Dutti. Inditex a creat Lefties în 1993, brand care în română ar putea fi tradus prin resturi, dar era de fapt ceea ce este un outlet în zilele noastre. Practic, în Lefties puteai să găsești modele vechi din colecțiile Zara. Bineînțeles, la un preț mai mic față de prețul la care erau vândute ele inițial când apăreau în magazinele Zara. În 1995, Inditex achiziționează și restul acțiunilor Massimo Dutti, extinzând brandul și adăugând acestuia și o linie de îmbrăcăminte pentru femei. În 1998, Inditex lansează Bershka, companie care era axată mai mult pe moda urbană. Era destinată tinerilor care voiau tot timpul să fie în trend. Apoi, extinderea continuă și în anul 1999 achiziționează și Stradivarius. Stradivarius, care era un brand destinat tinerelor, adolescentelor, tot pe același concept de modă urbană, fresh. În 2001 lansează magazinul de lenjerie și îmbrăcăminte pentru femei, Oysho. Iată că nu merg doar pe a achiziționa, a aduce sub cupola Inditex alte branduri care apăruseră deja pe piață și erau lansate de alți vizionari, ci merg și către a veni și a completa, pe lângă ceea ce aveau ei în portofoliu, anumite spații care nu erau acoperite de oferta și de ceea ce aveau ei prin brandurile pe care le aveau deja în portofoliu. Și dacă mergem mai departe pe a acoperi o lipsă pe care ei au sesizat-o, iată că în 2003 lansează Zara Home, care are în portofoliu, așa cum mulți dintre voi știți, tacâmuri, așternuturi, parfumuri de cameră, veselă, sticlărie, altfel spus, accesorii pentru decorarea și utilarea casei. Și ca să mai punctăm așa încă o reușită și să ne dăm seama de expansiunea acestei multinaționale, în 2004, odată cu deschiderea magazinului cu numărul 2000 în Hong Kong, Inditex marchează prezența brandului în 56 de țări. Lansează Uterqüe în 2008, brand care era destinat accesoriilor pentru femei, accesorii de o anumită calitate, mai ridicată și totuși la niște prețuri cât de cât accesibile. Să zicem că ținteau femeile care aveau venituri medii, ușor spre mari. În același an, compania deschide magazinul cu numărul 4000 în Tokyo, dublându-și practic numărul de magazine deținute la nivel global în mai puțin de 4 ani. La începutul anilor 2000, Inditex depășește pentru prima oară în vânzări liderul mondial de fast fashion din vremea respectivă, ați ghicit, bineînțeles, H&M. Din acel moment începe practic bătălia celor doi giganți, celor două corporații, fiindcă ele sunt de fapt niște corporații, pentru supremație și pentru locul 1.
Începând cu anul 2019, Inditex devine liderul mondial în ceea ce privește vânzarea cu amănuntul, dacă luăm în calcul venitul pe care îl înregistrează. Magazinul emblematic al companiei este și magazinul cu care au început, brandul cu care au început, și anume Zara. Însă, așa cum ați descoperit și voi, dacă nu știați acest lucru, toate brandurile pe care le-am menționat până acum fac parte din același grup, din grupul Inditex. Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Uterche, Oysho, Massimo Dutti și Lefties. Este singurul brand acesta care nu se găsește în România, în rest pe toate celelalte le putem găsi. Toate acestea sunt parte din aceeași familie, practic. Din păcate, situația cu care multe companii sau majoritatea companiilor au fost nevoite să se lupte în prezent, s-a bătut și asupra companiei Inditex, așa că în anul 2020 veniturile companiei au scăzut cu până la 18% și bineînțeles și acțiunile au scăzut cu 12% pe parcursul anului despre care vorbim. Strategia de comunicare Inditex este una personalizată. Nu fac chiar ca toată lumea. Și de ce spun asta? Ei evită publicitatea în reviste, campaniile tipărite apar doar pe anumite panouri publicitare și doar în anumite regiuni, cum ar fi în Statele Unite, iar modul în care ei se promovează este prin ceea ce afișează în vitrine și, bineînțeles, prin panourile și prin elementele vizuale afișate direct în magazin. Bineînțeles că se adaptează și vremurilor și campaniile de colaborare cu diferiți influenceri sau celebrități sunt, în schimb, bugetate. Și așa cum vă spuneam, compania investește foarte mult în ambianța din magazine, în modul în care arată magazinele și în aspectul vitrinelor, bineînțeles pentru o vizibilitate optimă. Pe piața din România sunt prezenți din anul 2004 prin franciză și din 2008 în nume propriu. În același an, 2008, Inditex a depășit pentru prima oară liderul de vânzări din vremea respectivă, dacă vă mai amintiți voi, House of Art. În 2009 preia spațiul rămas liber după retragerea Media Galaxy din Unirea Shopping Center, Zara devenind la acel moment primul magazin stradal și cel mai mare, deschis în România, investiția ridicându-se la vremea respectivă undeva la 10 milioane de euro. Din anul 2013 intră și în zona de vânzări online, unde bineînțeles că înregistrează noi recorduri. La final vreau să vă spun ceva interesant despre magazinele și le luăm ca exemplu magazinele de la noi din țară, magazinele Inditex, și să vă gândiți un pic cum sunt ele amplasate în mall. În primul rând, ați observat faptul că, de obicei, acolo unde spațiul le-a permis, bineînțeles, Bershka, Stradivarius și Pull&Bear sunt așezate unul lângă celălalt. V-ați gândit vreodată de ce? Pentru că acum ați aflat că ei nu sunt concurenți, ci sunt, de fapt, sub aceeași cupolă. Ei sunt parteneri, sunt frați. Răspunsul este unul simplu dacă ne gândim la strategia pe care ei o urmează. Și este o strategie simplă și este o strategie foarte bine gândită. Dacă ar fi să ne gândim așa în primă instanță, poate că primul impuls ar fi, păi da, acum am descoperit că ele fac parte din aceeași familie și de ce se așează unul lângă celălalt? Nu-și fac oare concurență? Ei bine, nu-și fac concurență, ci de fapt se ajută reciproc. Ei fiind vecini, oferă oportunitatea clientului, consumatorului, să găsească un produs pe care îl caută la fratele celălalt. N-ai găsit la mine, n-ai găsit la Bershka ceea ce tu căutai? Foarte bine, poate dacă intri la Stradivarius sau la Pull&Bear, o să găsești modelul pe care tu îl voiai, culoarea pe care ți-o doreai. Și în felul acesta, consumatorii nu se duc la concurență. Acest exemplu de poziționare a celor trei branduri unul lângă celălalt se datorează încă unui fapt.
acela că ei au același public țintă. Pentru că altfel nu era neapărat de ajutor dacă, de exemplu, unul dintre cele trei magazine s-ar fi amplasat lângă Massimo Dutti. Publicul țintă al Pull&Bear, de exemplu, este diferit față de publicul țintă al magazinului, al brandului Massimo Dutti. Și, bineînțeles, când vorbim de publicul țintă, acesta este, de fapt, format din consumatorii căruia îi se adresează brandul, consumatorii care construiesc majoritatea pe care o vizează brandul respectiv, pe care o vizează prin prețurile pe care le practică, prin campaniile pe care le realizează, campanii comunicaționale, prin produsele și modelele pe care le propun. Și dacă acum vă gândiți și faceți o comparație între Massimo Dutti și între unul dintre cele trei pe care le-am enumerat mai devreme, hai să luăm de data aceasta Stradivarius, pentru că ele au același public țintă, ne dăm seama doar prin prisma modelelor, prin prisma prețului și prin prisma modului în care magazinele sunt amenajate că vizează un alt tip de public și un alt tip de public și din punct de vedere al vârstei. Mai departe, Zara, ați văzut că în general nu se asociază cu cele trei magazine, pentru că se poziționează între Stradivarius, Pull&Bear și Bershka și între Massimo Dutti, Uterche fiind brandul, să zicem, premium al celor de la Inditex, din punct de vedere al părții vestimentare. Însă, în general, Zara în centrele comerciale este poziționat lângă concurenții lor direcți, cu același scop. Dacă nu găsiți ceva de care aveți nevoie la Mango, veniți la noi. Cu siguranță că la noi o să găsiți ceea ce aveți nevoie. Și bineînțeles că raționamentul invers al concurenților lor direcți este același. Ei întotdeauna se caută acești concurenți direcți tocmai pentru a fi acolo când consumatorul nu găsește produsul pe care îl caută la brandul căruia este fidel, la brandul pe care îl preferă. Dacă face parte din publicul țintă al brandului Zara, cu siguranță că va căuta un produs pe care și-l dorește, de care are nevoie, într-un magazin care țintește același tip de public. Și l-am dat eu exemplu pe brandul Mango. Bineînțeles, și la H&M ne putem opri dacă ar fi să facem niște comparații. Sau Reserved, depinde cum sunt negociate spațiile și cât a fost dispus brandul să plătească pentru a se poziționa într-o anumită zonă, într-un anumit centru comercial. Fiindcă toate aceste contracte se negociază și poziționarea într-un centru comercial ține de mulți factori și prețul pe care îl plătești pentru un anumit spațiu comercial într-un mall ține foarte mult de anumite avantaje pe care acel spațiu ți-l aduce. Și bineînțeles, cu cât ai mai multe avantaje din punct de vedere al poziționării și nu numai, crește și prețul chiriei. Bineînțeles că o să mai discutăm și despre alte branduri, o să mai intrăm un pic așa în amănunte și în clipuri viitoare, însă acum am ajuns la final. Vreau să vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici și bineînțeles să vă spun că o să ne revedem cât se poate de curând. Pa, pa!